concentrare Careura al vertice, gol marcate Alex Mateiu, 1-0 pentru Craiova. Se mai risipesc emoțiile în minutul 13, Alex Mateiu, o semi-foarfecă, o foarfecă laterală, înscrie. Iată că insistența echipei noastre dă rezultate și Craiova conduce cu 1-0. Bucurie pentru suporterii fideli care și-au însoțit echipa aici în Baku. Oh, ce execuție superbă are Mateiu. Splendidă. Foarte bună și centrarea lui Ivanov. Mateiu, avem oportunitate! Uriașă oportunitate prin Bărbuț. Control bun al balonului mai devreme. Vine centrarea. Iese Bozinovski și reține mingea, se ducea către Mihai Roman. Minge pentru Roman. Roman cu stângul. Pe centrul acțiunii de mai devreme, capitanul acestei formații. Și atât pe Eugeniu Kociuc, internaționalul din Republica Moldova, e cel care bate cornerul. Ramazano înscrie. Cum a putut trece acea minge, acel corner, până a ajuns la Ramazano nemarcat? Cu noroc înscriu azerii în minutul 33. Spuneam cât de importante pot fi aceste faze fixe, două meciuri ale echipelor românești în cupele europene până acum. CFR-ul gol din fază fixă în Kazakhstan, Craiova gol în urma unei faze fixe în Azerbaijan. Vine Ramazano. Cred că și Piliaceli are partea lui de vină. A fost într-adevăr mascat acolo, probabil n-a văzut. Nu înțeleg cum a vrut să apere, ce a vrut să facă aici Mirko Piliaceli. Unul la unu. Nu era oricum, e un scor care ne avantajează. Bancu intră în zona centrală cu exteriorul pentru Roma. Mingea revine la Nicușor Bancu. Nicușor Bancu în careu. Nicușor Bancu, Bancu, gol! Gol, Nicușor Bancu, capitanul Universității Craiova, înscrie golul 2 în minutul 51. A insistat acolo Bancu și până la urmă cu un rezultat pe tabela de scor. Insistența lui a dat rezultate. Poate mai bun Bancu în linia mediană sau chiar o aripă decât ca fundaș. Poate aduce o valoare mai mare echipei sale în ofensivă. Ce insistență! S-a bătut cu ambii fundași centrale a echipei azere. I-a depășit pe amândoi, și pe Erico și pe Yunus Zade. 2-1. Mateiu și Bancu, marcatorii golurilor. Bărbuț, Bărbuț în careu, încearcă să așeze un șut, trage Bărbuț, gol! Gol! Mihai Roman! 3-1 pentru Craiova. Și așa cum anticipam și spuneam cu convingere, cred că suntem în turul 2 preliminar, deși mai avem un meci retur. E 3-1 în minutul 68. Craiova și-a făcut în această repriză a doua viața mai ușoară. Forteș va intra pe teren, poate tocmai în locul lui Mihai Roman, cel care a și reușit să înscrie. Exact.
vedem aici faza de mai devreme. A pus bine acolo piciorul Mihai Roman acest șut al lui Bărbuț. Și-a făcut datoria până la urmă Mihai Roma. La drumul la minge o face acum până la Camerceaca. Mateiu e liber, Bărbuț în flancul drept. Pasă către Martici. Martici cu călcâiul pentru Bărbuț. Ho, 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 ho. Puteam înscrie al patrulea gol. A ricoșat mingea acolo cu noroc, însă până la urmă balonul a ocolit poarta. O minge direct la Murat Baili și apoi centrarea perfectă a acestuia pentru lui, vitura de cap a lui Ramazanov.